Un taximetrist din Chișinău a trecut prin clipe de groază după ce un necunoscut l-a atacat cu o bâtă. Bărbatul a ajuns la spital. Totul s-a întâmplat în seara de 5 aprilie, în jurul orei 22 și 28 minute, pe strada Nicolae Milescu Spătaru, din sectorul Ciocana al capitalei. Ofițerul de presă de la Poliția Capitalei Natalia State a declarat că la fața locului a fost chemată și poliția. Oamenii lege au stabilit că bărbatul de 44 de ani aștepta în mașină clientul care îl chemase la fața locului. La un moment dat de mașină s-a apropiat un necunoscut cu o bâtă care l-a bătut crunt, inclusiv în regiunea capului, după care a plecat într-o direcție necunoscută. Victima a fost preluată de medicii de pe ambulanță și dusă la spitalul de urgență. Aceasta a reușit să le spună polițiștilor doar că nu-l cunoaște pe atacator și nici nu are idee din ce motiv acesta l-ar fi bătut. Oamenii lege au pornit un proces penal pentru a stabili toate circumstanțele, dar și pentru a-l identifica pe suspect. Investigațiile continuă.